După ce ieri directorul Biroului Național de Statistică a negat că ar exista abateri în timpul recensământului, astăzi adjunctul său recunoaște că în primele zile ale procedurii, chestionarele au fost completate cu creionul. Un grup de persoane din Organizația Tinerii Moldovei, care monitorizează procesul și întocmește o listă a neregulilor depistate, a venit cu pixuri la sediul instituției. Au vrut să le doneze Biroului de Statistică pentru a evita alte nereguli. Da, haideți să lăsăm Directorul general adjunct al Biroului Național de Statistică a recunoscut că recenzorii au scris cu creionul în chestionarele recensământului populației și a locuințelor. Într-adevăr, în unele localități, în prima zi de recensământ, din frica de a nu fi anulat chestionarul, de a nu fi greșit, au fost depistate cazuri când recenzorii au scris creionul. Ne pare rău că Biroul Național de Statistică sau diferiți reprezentanții a Biroului Național de Statistică de la o zi la alta și de la o emisiune de la alta fac declarații diferite. Totul după ce ieri directorul biroului, Lucia Spoial, a negat acuzațiile făcute de membrii Mișcării Civice Tinerii Moldovei, care monitorizează atent procesul de desfășurare a recensământului, precum că ar fi înregistrată abateri de la lege. Prin urmare, activiștii au venit la Biroul Național de Statistică cu pixuri. Reprezentanții instituției au refuzat să le primească, precizând că au rezerve suficiente. Una dintre cele mai grave încălcări care se comit la momentul actual de către recenzorii angajați de Biroul Național de Statistică este anume completarea formularelor cu creionul în loc de pix și credeam noi că ar putea fi folosit util aceste pixuri. Mai mult, membrii organizației susțin că unii recenzori sunt minori, ceea ce se interzice prin lege, așa că pentru a ironiza instituția au adus doi elevi pentru a-i propune spre angajare. Copilașii aceștia frumoși au auzit că mulți semeni dintre al lor lucrează ca recenzori și vor să se angajeze și ei ca recenzori. Fiecare recenzor minor, conform legii, se rezilează contractul. Trebuie să facem sesizările în vigoare și să se ia măsuri. Zilele trecute, Mișcarea Civică Tinerii Moldovei a raportat peste 100 de încălcări din timpul recensământului. Printre cele mai grave sunt completarea formularelor cu creionul, lipsa echipamentului, angajarea politică a recenzorilor, precum și acordarea întrebărilor manipulatoare. Recensământul populației și al locuințelor va dura până pe 25 mai.